Tema noastră în această seară, din Mărturisirea de Credință, este capitolul 23. Dacă n-ați primit, sau dacă n-ați luat în spate, sunt tipărite exemplare pentru fiecare. Este o temă destul de obscură pentru noi astăzi, în sensul că nu cred că foarte multă lume petrece timp să discute sau să studieze pe această temă, și anume despre jurăminte. Dar dacă ne uităm în istorie, vom vedea și vom înțelege că capitolul acesta face parte din Mărturisirea de Credință, pentru că în istoria mișcării evanghelice și în istoria Reformei Protestante, acest aspect a fost unul extrem de dezbătut. A fost foarte multe discuții despre jurăminte. Pe de o parte, au fost discuții între cei care promovau reforma, care acuzau pe drept, susțin și eu, de exemplu, Biserica Catolică și jurămintele care se luau în cadrul Bisericii Catolice, da? Și cei care susțineau reforma spuneau: aceste jurăminte nu sunt jurăminte legitime, da? De exemplu, jurământul care îl ia un preot ca să fie necăsătorit pe viață, și lucrul acesta se cere pentru a sluji ca și preot, ca și cler. Și lucrul acesta înțelegem foarte clar că este împotriva Scripturii, pentru că Biblia nicăieri nu cere lucrul acesta. Din contra, Biblia portretizează pe slujitorul ideal ca și fiind bărbatul a unei singure femei, o singură nevastă. Da? Trebuie ca să ai foarte multă imaginație teologică să ajungi de la bărbatul unei singure femei la să nu fie căsătorit pentru a fi slujitor în cadrul bisericii. Trebuie să fii foarte inventiv și foarte creativ. Și trebuiau ca să depună diverse feluri de jurăminte care le împunea Biserica Catolică. Pe de altă parte, au existat dispute destul de severe chiar și între cei care erau împotriva Bisericii Catolice și între cei care făceau parte, zicem așa, din mișcarea reformată sau evanghelică sau protestantă, da? Cei care protestau împotriva Bisericii Catolice. Existau divergențe și între ei. Și de aceea găsim în Mărturisirea de Credință a Baptiștilor Reformați și de asemenea și în Mărturisirea de la Westminster acest capitol despre jurăminte. Dacă stăm bine să ne gândim, este totuși ceva pertinent și pentru noi astăzi, pentru că dacă ar fi ca să vă întreb, care dintre dumneavoastră a luat vreodată un jurământ? Ați depus vreodată un jurământ? Frate Iuliu, când? În armată. Uite, nici nu m-am gândit la asta. Alții, am mai depus ceva un jurământ. Poate nu toți am făcut armata. Mi-am luat nevastă. Când ți-ai luat nevastă, da. Expresie interesantă. Dar este jurământ. La starea civilă este jurământ. La starea civilă este jurământ. Ar trebui să fie un jurământ și în actul cununiei religioase, dar asta este o altă discuție, poate discutăm mai încolo. De exemplu, eu am depus jurământ când am fost ca martor într-un incident rutier pentru fratele Radu. Și am fost martor ocular, eu am fost pasagerul și m-am dus în tribunal. Cred că rețineți că am fost foarte criticat, inclusiv în acel manifesto care l-ați primit, cred că a fost menționat lucrul acesta, că umblu prin tribunale. Da? Și așa este. M-am dus ca și martor și am depus jurământ în fața instanței și am spus ceea ce am văzut și am mărturisit tot ceea ce am văzut, da? Deschideți cu mine la Matei, capitolul 5. Și am să rog pe cineva cu glas tare să citească de la versetul 33 la versetul 37. Cuvintele tale: dar eu vă spun să nu jurați nici de cum, nici pe cer, pentru că este scaunul de domnia lui Dumnezeu, nici pe pământ, pentru că este așternutul picioarelor lui, nici pe Ierusalim, pentru că este cetatea marelui împărat. Să nu juri nici pe capul tău, ci nu poți face un singur păr alb sau negru, felul
vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu, ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău. Cu întrebarea, pentru că tocmai am admis toți că am depus jurăminte, este dacă fratele Iuliu când a depus jurământ în armată, dacă fratele Sorin când și-a luat nevasta sau când s-a căsătorit, dacă eu când am fost martor în tribunal pentru fratele Radu, am încălcat Scriptura. Vedeți, de aici a pornit și discuția între protestanți, în care unele ramuri considerau că există jurăminte legitime, jurăminte legale, permise de Cuvântul lui Dumnezeu, și alte ramuri mai radicale, de exemplu anabaptiștii, bazați pe acest text din Matei 5, pe aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos, spuneau, nu, creștinul nu mai trebuie ca să depună în niciun fel vreun jurământ. Până la urmă, spune foarte clar Domnul Iisus Hristos, voi să nu jurați nici de cum, în niciun fel. Da? Și, în schimb, ni se spune, felul vostru de a trăi, de a viețui, este ca daul vostru să fie da și nuul vostru să fie, să fie nu. Anabaptiștii țineau de acest text foarte ferm, foarte radical și spuneau niciun fel de jurământ, da? Niciun fel de jurământ. Nu depui jurământ în tribunal, nu depui jurământ civil, nu depui niciun fel jurământ, pentru că aceasta ar fi o încălcare a Scripturii. Faptul că lumea în ziua de astăzi nu-și mai pune această întrebare, nu înseamnă că ea nu este o întrebare legitimă și pertinentă, pentru că noi depunem jurăminte în diferite contexte și trebuie ca să vedem dacă facem ceva care este permis de Scriptură sau ceva ce nu este permis de Scriptură. Sau dacă nu facem foarte des jurăminte de genul în fața unei instanțe sau de căsătorie, totuși facem jurăminte, chiar dacă noi le numim altfel, în viața personală. Da? Câteodată le numim promisiuni, câteodată le numim prin alte sintagme, dar înseamnă același lucru. În România, cel puțin în cultura română, românul se jură foarte mult. Da? El jură și înjură. Da? Și întrebarea este dacă jurământul în sine, conform Scripturii, este ceva păcătos, problematic sau dacă lucrurile stau altfel și dacă jurământul în sine este ceva permis, ce este un jurământ și cum trebuie luat el. Mărturisirea de credință care este pe hârtiile care le-ați primit, capitolul acesta și este schițat pentru dumneavoastră cumva în felul în care vom parcurge în această seară ca să aveți unde să vă notați ideile din această seară. Începe în felul următor. Un jurământ permis este. Identificând faptul că mărturisirea consideră că există jurăminte care sunt permise. Și primul lucru care trebuie să răspundem este de ce baptiștii reformați și de ce noi credem că există jurăminte care sunt permise în lumina textelor precum Matei 5, 33 la 37 sau știm că și Iacov spune că daul nostru să fie da și nuul nostru să fie nu. Cum atunci ajungem la concluzia că un jurământ poate fi permis, da? Un jurământ poate fi legitim. Cei care fac apel la Matei 5 în felul acesta sau și la Iacov spunând că nu mai trebuie să fie niciun jurământ, cred că fac abuz sau mai bine spus nu folosesc cel mai important principiu de interpretare a Scripturii, care este faptul că Scriptura trebuie să interpreteze Scriptura. Scriptura nu se contrazice, Scriptura este un corp unitar, cu o învățătură unitară și ea nu se contrazice niciodată. Dacă ne uităm în Vechiul Testament, vedem că Dumnezeu a dat legi poporul său care necesitau un jurământ, care cereau ca poporul să depună un jurământ, da? Față de Dumnezeu. Apoi vedem că Dumnezeu a dat legi prin care a reglementat jurămintele care trebuiau să fie luate între oameni. În Vechiul Testament Dumnezeu a dat poporul său și legi civile, dacă vrem să le numim așa, în care să reglementa. Dacă eu intru într-un contract, fac un jurământ, o promisiune față de cineva, cum ar trebui să intru în acel contract, ce se întâmplă dacă încalc acel contract și așa mai departe. Da?
vedem că Dumnezeu a prescris această formă de a ne îndatora, această formă verbală și scrisă, de jurământ. De exemplu, în Numeri, capitolul 30 cu 2, ni se spune: când un om va face o jurință Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduință, să nu-și calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce a ieșit din gură. În Deuteronom 10 cu 20 ni se spune: să te temi de Domnul Dumnezeul tău, să-L slujești, să te alipești de El și pe numele Lui să juri. Da? Deci jurămintele nu doar că sunt prescrise, dar sunt prescrise de Dumnezeu să fie făcute pe numele Lui. Acum, argumentul s-ar putea aduce și să spună faptul că da, asta a fost în Vechiul Testament, dar în Noul Testament cu siguranță așa ceva nu ar fi îngăduit. Când ne uităm la cuvintele Domnului Iisus Hristos, cu siguranță tot ce înseamnă vechea lege s-a dus și conceptul de jurământ s-a dus. Problema este că dacă ne uităm în Noul Testament, vedem că lucrurile stau altfel. Vedem, de exemplu, că Apostolul Pavel practică luarea de jurăminte. Vedem apoi că Domnul Iisus Hristos, când este judecat de marele preot și când este pus în fața unui jurământ, nu protestează în niciun fel. Da? Matei 26, de la versetul 63, se spune în felul următor: Iisus tăcea și marele preot a luat cuvântul și i-a zis: te jur pe Dumnezeul cel viu să ne spui dacă ești Hristosul, Fiul lui Dumnezeu. Deci marele preot îl pune sub acest jurământ pe Domnul Iisus Hristos și Hristos răspunde în versetul 64 fără a contesta forma aceasta de jurământ și spune da. Deci el răspunde afirmativ spunând că da, el își asumă înaintea lui Dumnezeu faptul că el este Hristosul. Da, i-a răspuns Iisus, sunt. Ba mai mult vă spun că de acum încolo veți vedea pe Fiul omului șezând la dreapta puterii lui Dumnezeu și venind pe norii cerului. Deseori Domnul Iisus folosește o afirmație de tip jurământ când începe învățăturile sale spunând: adevărat, adevărat vă spun. Da? Domnul Iisus spune să n-aveți niciun dubiu, da? Promit că ceea ce vă spun acum este adevărat. Vedem de fapt că Domnul Iisus nu interzice în Matei 5 jurământul în mod categoric. Dacă ar face lucrul acesta, Domnul Iisus ar fi în contrazicere cu legea Vechiului Testament, cu legea morală, ceea ce nu este. Orice învățătură care vrea să insinueze că Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, ar fi contrazis legea morală a Vechiului Testament, este un fals. Sau că ar fi încălcat vreodată legea morală a lui Dumnezeu, este un fals. Domnul Iisus Hristos, în predica de pe munte, explică legea morală, expune legea morală, putem spune că și ridică standardul într-un fel al legii morale, dar în niciun fel nu anulează legea morală a Vechiului Testament sau nu este abolită prin ceea ce Domnul Iisus Hristos spune. Atunci ce se întâmplă? Vedem în Matei 23, când Domnul Iisus Hristos tratează din nou această temă, care este de fapt problema la care făcea referință Domnul Iisus Hristos vis-a-vis de jurăminte. Matei 23, de la versetul 16. Vai de voi, povățuitori orbi, care ziceți: dacă jură cineva pe templu, nu este nimic, dar dacă jură pe aurul din templu, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, aurul sau templul care sfințește aurul? Dacă jură cineva pe altar, nu este nimic, dar dacă jură pe darul de pe altar, este legat de jurământul lui. Nebuni și orbi, care este mai mare, darul sau altarul care sfințește darul? Deci cine jură pe altar, jură pe el și pe tot ce este deasupra lui. Cine jură pe templu, jură pe el și pe cel ce locuiește în el. Și cine jură pe cer, jură pe scaunul de domnie al lui Dumnezeu și pe cel ce șade pe el. Care era problema? Problema era că în vremea Domnului Iisus Hristos, iudeii au răstălmăcit
și au adăugat la învățătura Vechiului Testament despre jurăminte. Priviți la categoriile care le vizează Domnul Iisus Hristos. Cine jură pe templu sau jură pe aurul din templu. Sunt categorii despre care Vechiul Testament nu vorbește. Cine jură pe altar sau pe jertfa de pe altar. Deci Domnul Iisus Hristos vorbește despre felul lor de a jura și spune, sunteți orbi și necunoscători. Până la urmă, jurământul este unul singur. Da? Jurământul este așa cum ne învață Vechiul Testament, cum ne învață legea morală lui Dumnezeu. Jurământul se face în numele lui Dumnezeu. Ce s-a întâmplat de fapt? Iudeii au adăugat la prescripțiile lui Dumnezeu, cum știm că au făcut, mai ales fariseii, erau experți în așa ceva, și au încercat să facă tot felul de subcategorii de jurăminte, zicând că unele dintre ele nu sunt la fel de potente sau de importante sau nu au aceeași severitate dacă sunt încălcate. Și de aceea Domnul Iisus Hristos spune, voi ați inventat tot felul de jurăminte și spuneți, dacă juri pe asta, de fapt nu ești legat. Și s-a ajuns între iudei că ei se jurau oricând și pentru orice. Și jurămintele lor nu mai însemnau absolut nimic. De la jurământul acela solemn, care trebuia omul să ia înaintea lui Dumnezeu, sub pedeapsa lui Dumnezeu dacă depune jurământ fals, s-a ajuns la orice tu jurai. Da? Oricând vrei ca să faci o șmecherie, tu jurai. Și ca să găsești scăpare, nu jurai în numele lui Dumnezeu, da? Nu invocai numele lui Dumnezeu, ziceau, eu jur pe templu sau eu jur pe altceva. Da? Și asta este cultura, este religia cu care interacționează Domnul Iisus Hristos. Și Hristos condamnă această invenție a lor și această răstălmăcire și le spune ceea ce voi învățați este total, total fals. Da? De ce au ajuns ei ca să depună jurământ așa de mult? De ce depune omul jurământ? Omul depune jurământ în viața de zi cu zi pentru că reputația lui la un moment dat fiind alterată, atunci când zice ceva nu mai valorează nimic. Dacă eu îți spun o dată, de două ori, de trei ori, de 10 ori că voi face ceva și nu fac, da? A 11-a oară când îți spun, spui, băi frate, jurăm. Promiți? Pe ce te juri? Da? Și asta s-a întâmplat. Poporul lui Dumnezeu, care n-a păstrat legea lui Dumnezeu, care în primul rând cerea ca da să fie da și nu să fie nu, adevărul să fie adevăr, da? Să fim oameni al adevărului, și atunci când se fac jurăminte să fie făcute înaintea lui Dumnezeu și să ne asumăm că dacă călcăm acele jurăminte, păcătuim înaintea lui Dumnezeu, a ajuns ca să ia promisiunea și ca cuvântul lor să nu mai fie de nicio valoare și să jure pe absolut orice și pentru absolut orice. Și Domnul Iisus Hristos vine și contrabalansează această pendulare. Da? El de fapt nu vrea să vină să spună, nu, ceea ce s-a învățat în Vechiul Testament a fost fals, acum vin eu și vă învăț ce este adevărat. Nu! Domnul Iisus Hristos întotdeauna a lăudat legea morală a lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos vrea să spună, voi ați denaturat ceea ce a poruncit Dumnezeu, voi nu practicați ceea ce a poruncit Dumnezeu, ca tare ar fi mai bine ca să nu vă jurați deloc, ci să fiți oameni de caracter și daul vostru să fie da și nuul vostru să fie nu. Ideea în Matei 5 și în Iacov nu este că orice jurământ este abolit sau este exclus, ci că abuzul de jurământ este exclus. Și că principiul de viață a creștinului trebuie să fie da este da și nu este nu. Ne jurăm în cazuri excepționale. Cum am văzut, de exemplu, în cazuri în care să iau un legământ înaintea lui Dumnezeu sau în cazuri în care ești în fața unei instanțe și ți se cere ca să te juri, vedem că lucrul acesta este permis și de vechea lege, da, și de legea Vechiului Testament, cât și din exemplu Domnului Iisus Hristos și exemplu apostolului Pavel, da? În cele din urmă, trebuie să realizăm că Biblia ne spune că chiar și Dumnezeu a venit cu un jurământ. Evrei 6. Evrei 6, versetul 16 și 17 ne învață în felul următor.
Oamenii cei drept obișnuiesc să jure pe cineva mai mare. Jurământul este o chezășie care pune capăt oricărei neînțelegeri dintre ei. Da? Deci, exact ceea ce discutam mai înainte. Eu vin și spun ceva, da? Sau avem o neînțelegere și se cere un jurământ ca să se pună capăt la neînțelegere, pentru că dacă se depune jurământul, există sau ar trebui să existe o certitudine că am să mă țin de cuvânt, da? Pentru că este mai mult decât doar o vorbă aruncată, este un jurământ, un angajament solemn înaintea lui Dumnezeu sau înaintea unei autorități superioare, da? În cazul jurămintelor care nu sunt religioase, pentru că nu doar cei religioși depun jurăminte. Da? De aceea și Dumnezeu, fiindcă voia să dovedească cu mai multă tărie moștenitorilor făgăduinței hotărârea lui, a venit cu un jurământ. Deci Dumnezeu, ca să dovedească hotărârea lui, promisiunea lui, a venit el cu un jurământ. Ar fi absolut aberant. Ar fi absolut aberant ca Dumnezeu, prin Domnul Iisus Hristos, să condamne în mod fără echivoc conceptul de jurământ și apoi să ne învețe în Evrei, capitolul 6, că Dumnezeu, ca să întărească promisiunea lui, nu că ar fi vreun dubiu că Dumnezeu s-ar ține de cuvânt, dar ca să fie mai sigur pentru noi. Pentru că asta este ideea jurământului. Când se depune un jurământ, cel care, față de care se face jurământul, are o mai mare certitudine. Da? Este posibil dacă eu vin și zic, frate, am să fac lucru acesta. Eu să fiu de bună credință și chiar să fac lucrul acela. Și totuși tu să ai mai mare certitudine dacă eu vin și spun, jur că am să fac lucrul acesta. Tu ai o mai mare certitudine, da? Eu aveam intenția să o fac oricum și o făceam oricum. Ceea ce Evrei 6 ne spune este că Dumnezeu, ca să confirme promisiunea lui, a venit el cu un jurământ. Ar fi de necrezut ca Dumnezeu să spună interzic jurămintele și el să fie cel care să vină cu un jurământ, da? Nu ar face sens. Ca tare. Dacă lăsăm Biblia să interpreteze Biblia, devine evident că există jurăminte care sunt legitime. Și ceea ce Biblia condamnă este abuzul acestui principiu. Jurămintele care sunt făcute în fals, jurămintele care sunt făcute pe lucruri imaginare, jurămintele care nu înseamnă nimic și de asemenea un fel de a viețui care necesită ca tu să juri pe toate lucrurile și pentru toate lucrurile, pentru că nu mai ești un om de cuvânt. Ar trebui să căutăm să fim asemenea oameni încât în viața de zi cu zi să nu ne ceară nimeni să ne jurăm. De ce știu că va face lucru cu tare? Pentru că mi-a spus fratele Radu. Mi-a spus că va face. Ți-a promis? Nu. Mi-a spus pur și simplu. Da? Și da-ul este da și nu-ul este nu. Dar nu trebuie ca să jure, nu trebuie să promită, nu trebuie să dea peste cap și așa mai departe. Nu trebuie ca să invoce blesteme asupra lui dacă nu face. Știu că este un asemenea om. Da? Astea fiind spuse, asta nu înseamnă că în circumstanțe extraordinare nu există jurăminte legitime. Există și vedem că ele sunt practicate în Scriptură. Mărturisirea spune că aceste jurăminte care sunt permise sunt un act de închinare religioasă. Nu știu dacă v-ați gândit vreodată la aspectul acesta. Un jurământ pentru credincios, nu mă refer pentru cel necredincios, un jurământ pentru credincios este ceva care implică pe Dumnezeu. Este ceva care implică pe Dumnezeu în ceea ce se petrece. Vom vedea imediat în ce fel anume implicăm pe Dumnezeu când depunem un jurământ, dar rețineți acest aspect. Un jurământ nu este ceva care trebuie făcut cu ușurință, pentru că este un act de natură religioasă, un act de închinare prin faptul că îl invocăm pe Dumnezeu, prin faptul că îl facem înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă, de exemplu, la jurământul căsătoriei. Dacă este doar așa, o promisiune între doi oameni, nu este mare lucru. Oamenii își fac promisiuni și se rup promisiuni tot timpul. Dacă îl înțelegem ca și un jurământ înaintea lui Dumnezeu,
în care facem o promisiune unul față de altul și în același timp facem o promisiune față de Dumnezeu, lui Dumnezeu ne angajăm că vom prețui acea persoană, că vom iubi acea persoană până la moarte, că vom trăi pentru acea persoană după cum ne prescrie Scriptura. Când realizăm că am jurat asta față de acea persoană, dar am și promis lui Dumnezeu lucrul acesta, schimbă natura evenimentului, da? Nu mai este ceva așa simplu, gata, acum ai semna un contract să cumperi un apartament. Pentru foarte mulți asta este căsătoria, este doar o tranzacție. Și de aceea, din păcate, vedem astăzi, societatea merge în acea direcție. Căsătoria, cununia civilă chiar, este pe cale de dispariție și o să avem aceste contracte pur civile în care, la fel cum ai intra într-un angajament de muncă sau în care ai închiria un apartament, pur și simplu intri într-un contract care semnifică faptul că trăiți împreună și aveți anumite obligații legale unii față de alții. Acolo ne îndreptăm ca și societate. Dar pentru creștin, un jurământ este luat înaintea lui Dumnezeu și îl invocă pe Dumnezeu și îl responsabilizează pe el înaintea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la legământul membrilor într-o biserică. La actul de a deveni parte dintr-o biserică locală. Nu știu că v-ați gândit vreodată la lucrul acesta. Atunci când ați intrat într-o biserică locală, cum ar fi biserica aceasta, și vi s-a pus în față ce înseamnă, după Scriptură, de a fi parte într-o biserică locală, și a zis, da, sunt de acord, înaintea lui Dumnezeu sunt de acord să trăiesc în această comunitate, în acest fel, ai luat un angajament înaintea lui Dumnezeu să faci aceasta. Ca tare, atunci când încalci acel legământ, acel jurământ care l-ai luat, nu-ți calci în picioare doar promisiunea față de mine ca și fratele tău, față de comunitatea aceasta, ci încalci o promisiune făcută înaintea lui Dumnezeu. Lucrul acesta ar trebui ca să ne cutremure când ne gândim. Ca tare, jurământul pentru noi este un act de închinare de natură religioasă, pentru că îl invocă pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este parte, este prezent atunci când noi facem lucrul acesta. Ce anume se întâmplă sau cum anume ar trebui ca să abordăm jurământul? Mărturisirea spune că acest act de închinare religioasă numit jurământ, prin care persoana care se jură, și acum mărturisirea enumeră câteva principii, sunt doar câteva, după care trebuie luat un jurământ. În primul rând, ni se spune că trebuie luată în lumina adevărului. Adică nu trebuie ca să luăm un jurământ fals. Jurământul, pentru că îl invocă pe Dumnezeu, întotdeauna trebuie să fie adevărat. Pentru că este înaintea lui Dumnezeu, întotdeauna trebuie să fie adevărat. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu al adevărului. Exod 20:16, cea de-a noua poruncă, să nu mărturisești strâmb sau fals împotriva aproapelui tău. Dar întotdeauna trebuie să mărturisim drept, să mărturisim adevărul. Zaharia 8:16-17 ni se spune în felul următor. Iată ce trebuie să faceți. Fiecare să spună aproapelui său adevărul. Judecați în porțile voastre după adevăr și în vederea păcii. Niciunul să nu se gândească în inima lui rău împotriva aproapelui său. Și nici să nu iubiți jurământul fals, jurământul strâmb. Da? Nu este așa că de multe ori ne vine instinctul acesta ca să rezolvăm problemele printr-un mic neadevăr sau prin omiterea unui adevăr. Foarte mulți dintre noi, ne menținem relațiile care le avem prin simplu fapt că nu spunem adevărul. Că dacă ne-am spune unii altora adevărul, n-am mai fi prieteni. Asta este realitatea. Nu spunem adevărul și așa menținem gradul de relație care îl avem. Este foarte trist lucrul acesta. Căci toate lucrurile acestea spune Dumnezeu, eu le urăsc. Dumnezeu urăște orice mărturie falsă, orice jurământ fals care se depune. Apostolul Pavel spune în Efeseni 4:25, vorbind despre conviețuirea noastră ca și creștini, de aceea lăsați-vă de minciună. Fiecare dintre voi să spună aproapelui său adevărul,
pentru că suntem mădulare unii altora. Avem o datorie să spunem adevărul, da? În al doilea rând, jurămintele nu doar că trebuie ca să fie în lumina adevărului, ci trebuie să fie în neprihănire. Nu orice jurământ este valabil. Nu se pot face jurăminte care contravin Scriptura. Ele nu sunt valabile, da? Nu trebuie să le faci, nu ai dreptul să le faci, da? Nu poți ca să promiți cuiva că vei face ceva care Biblia spune să nu faci. Acel jurământ nu poate fi luat înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu onorează așa ceva. Dumnezeu condamnă așa ceva, da? Tu nu poți ca să promiți cuiva că vei fura ceva sau că vei încălca vreo lege sau așa mai departe. Nu poți, trebuie să iei jurăminte care se pot face în neprihănire, da? În neprihănire. Și mulți dintre noi câteodată ne aflăm în asemenea situație când promitem ceva și nici măcar nu ne-am gândit dacă este împotriva Scripturii sau nu. Pur și simplu am promis. Am intrat într-o relație, am intrat într-o afacere, am intrat într-un aranjament și după aia zicem, hopa, am promis, frate, am promis, nu contează dacă ai promis, da? În primul rând ai un jurământ luat înaintea lui Dumnezeu ca să asculți de Dumnezeu și trebuie să te duci și să-ți ceri iertare de la cel care ai promis și să-ți mărturisești păcatul înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui și să spui, nu trebuia să promit, nu trebuia să jur, nu aveam dreptul ca să fac lucrul acesta, am păcătuit când am făcut așa ceva, da? Al treilea rând, cu judecată, folosind rațiunea ta, da? Nu intra într-un jurământ sau într-o promisiune pentru orice și fără rațiune. De multe ori luați pe val, încercând să convingem pe cei cu care discutăm sau cu care avem de rezolvat o problemă, repede promitem ceva sau intrăm într-un jurământ, da? Nu faceți lucrul acesta, ci cu judecată, cu rațiune, judecând după neprihănire și întotdeauna în lumina adevărului. Și apoi, chemându-L în mod solemn, spune mărturisirea, pe Dumnezeu să fie martor la ceea ce se jură. Dacă întipăriți lucrul acesta, că atunci când promiteți ceva, pentru că noi am schimbat limbajul, nu înseamnă că este altceva. Atunci când promiți ceva, atunci când juri ceva, atunci când intri în angajament, îl chemi în mod solemn pe Dumnezeu să fie martor la ceea ce promiți, nu te vei mai grăbi ca să intri în jurăminte și să promiți lucruri. Vei spune, stai un pic, este în neprihănire ceea ce se întâmplă aici. Este adevărat ceea ce urmează eu să jur sau să mărturisesc. Dacă nu, nu poți ca să chemi pe Dumnezeu în mod solemn ca să fie martor la ceea ce se va jura. Vedem că inclusiv Apostolul Pavel invocă lucrul acesta în epistolele sale, când vrea ca să convingă faptul că el spune adevărul. Apostolul Pavel, care scrie în mod inspirat, călăuzit de Duhul Sfânt și totuși întărește cele spuse de el prin jurământ, prin a chema pe Dumnezeu ca și martor. Galateni 1:20, Pavel spune, în cele ce vă scriu, iată înaintea lui Dumnezeu nu mint. Da? Îl invocă pe Dumnezeu ca și martor. Și înțelegem de ce lucrul acesta, pentru unul care este credincios, îi acordă foarte multă credibilitate. Este cum ai spune că Dumnezeu este față de față cu tine și tu minți verde în față. Îl minți pe Dumnezeu. Trebuie să fii foarte îndrăcit ca să fii în stare să faci lucrul acesta, da? Și Apostolul Pavel invocă prezența lui Dumnezeu ca și martor pentru a atesta faptul că el spune adevărul. 2 Corinteni 1:23. Iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu, că n-am mai venit până acum la Corint tocmai ca să vă cruți. Dar atunci când depunem un jurământ, atunci când depunem o mărturie în sensul acesta, îl invocăm pe Dumnezeu, în sensul că îl chemăm să fie martor și înțelegem că dacă l-am chemat pe Dumnezeu să fie martor, răspundem înaintea lui Dumnezeu, da? Răspundem înaintea lui Dumnezeu. Mărturisirea spune că nu doar că Dumnezeu este cel care este martor, noi îl invocăm ca și martor, dar spune mărturisirea și să o judece în acord cu adevărul sau falsitatea a ceea ce a jurat. Să ne judece pe noi, ca și persoane, da? Invocăm pe Dumnezeu ca și judecător peste noi.
L-am chemat ca martor și l-am chemat ca și judecător. Și dacă ceea ce spunem este drept, Dumnezeu ne va judeca drept. Dacă ceea ce spunem este fals, Dumnezeu ne va judeca după falsitatea noastră. Invocăm judecata lui Dumnezeu peste noi. 2 Cronici 6, de la 22 la 23, spune în felul următor. Aici este un text în Vechiul Testament care vizează exact această problemă de o neînțelegere sau de o încălcare a unei promisiuni. Da? Dacă va păcătui cineva împotriva aproapelui său și se va pune peste el un jurământ ca să-i facă să jure și dacă va veni să jure înaintea altarului tău, deci vedem că aici e o neînțelegere între doi frați, să zicem așa, doi membri din poporul Israel și ca să se rezolve această problemă, sunt chemați înaintea lui Dumnezeu, înaintea altarului lui Dumnezeu, în casa lui Dumnezeu, ca să se depună un jurământ, da? Să mărturisească cum stau lucrurile. Și uitați ce se invocă din partea lui Dumnezeu. Ascultă-i din ceruri, da? Ascultă jurământul, ascultă mărturia depusă. Lucrează și judecă pe robii tăi. Osândește pe cel vinovat și fă ca purtarea lui să cadă asupra capului lui. Fă dreptate celui nevinovat și răsplătește-i după nevinovăția lui. Dacă am înțelege că atunci, și evident nu doar atunci când spunem eu jur, eu promit, da? Dar ca și creștini, atunci când invocăm pe Dumnezeu, atunci când ne folosim și într-un fel întotdeauna ne folosim, pentru că noi avem această reputație de copii al lui Dumnezeu. Și când o spunem, lumea se gândește. Dacă am spus ceva, a spus cineva care se consideră un copil al lui Dumnezeu, cu atât mai grav dacă invoci numele lui Dumnezeu. Da? Dacă spui Dumnezeu îmi este martor, da? Sau Dumnezeu e sus și vede. Dumnezeu e sus și vede. Ce faci de fapt? Ai chemat pe Dumnezeu să mărturisească, El ascultă mărturia ta și lucrează și judecă după mărturia ta. Dacă este dreaptă sau dacă este falsă. În paragraful 2, mărturisirea ne spune că oamenii ar trebui să jure numai pe numele lui Dumnezeu. Da? Deci avem, cumva să zicem, cele două extreme. În viața normativă trăim fără jurământ. Da-ul nostru este da, nu-ul nostru este nu. În mod normal, creștinul este cel care jură cel mai puțin. Dar noi nu jurăm așa numai să ne aflăm în treabă cum a ajuns poporul Israel să facă pe vremea Domnului Iisus Hristos. Dar și atunci când depunem un jurământ, este de o solemnitate și de severitate fantastică, pentru că noi depunem jurământ în numele, pe numele lui Dumnezeu. Da? Asta este baza în care noi depunem jurământ. Da? Și am văzut lucrul acesta în Deuteronom 10:10, unde suntem chemați să ne temem de Domnul, să-i slujim, să ne alipim de El și pe numele Lui să ne jurăm. Da? Ne spune mărturisirea că numele lui Dumnezeu trebuie folosit cu cea mai înaltă reverență și teamă sfântă. Și ne gândim la porunca care avem în Exod 20, în Decalog, să nu iei în deșert numele Domnului, Dumnezeului tău. Căci Domnul nu va lăsa nepedepsit pe cel ce va lua în deșert numele Lui. Porunca are o consecință foarte severă atașată de încălcarea ei. Mărturisirea spune că a jura în van sau în pripă pe acest nume glorios și înfricoșat sau a jura pe orice altceva este un păcat care trebuie detestat. În Levitic 19:12 ni se spune în felul următor: să nu jurați fals sau strâmb pe numele meu. De ce? Pentru că atunci când jurăm fals, ni se spune în Levitic 19, profanăm numele Dumnezeului nostru. Eu sunt Domnul, spune Dumnezeu. Altfel spus, a jura fals înseamnă a profana numele lui Dumnezeu. Înseamnă a lua în deșert numele lui Dumnezeu. Înseamnă a dispune de numele lui Dumnezeu cum ai dispune de orice
altceva. Îți permite să-l folosești cu o ușurință extraordinară încât să poți să spui Dumnezeu e sus, mă vede și după aia să spui o minciună. Sau promite numele lui Dumnezeu și după aia să spui o minciună. Este o încălcare a legii lui Dumnezeu. Este o lipsă de reverență fantastică față de Dumnezeu. Și Dumnezeu ne spune că El va pedepsi lucrul acesta cu severitate. Da? Trebuie să fim foarte, foarte atenți. Apoi Mărturisirea ne spune că cu toate acestea, altfel spus, vrea să ne spune, cu toate acestea însemnând că deși jurământul este ceva extraordinar, deși regula de viață este daul să fie da și nuul să fie nu, totuși în chestiuni importante spune Mărturisirea și de moment jurământul este susținut de cuvântul lui Dumnezeu, pentru a-i confirma adevărul și cu scopul de a sfârși disputele, astfel încât un jurământ permis, impus de o autoritate în drept, adică de o instanță civilă sau așa mai departe, trebuie făcut în astfel de circumstanțe. Deci, norma de viață este, cuvântul nostru este da sau nu, dar există circumstanțe în care înaintea legii, în care poate înaintea bisericii, trebuie să intrăm într-un jurământ, să depunem un jurământ. Da? Și în paragraful 3, ni se sumarizează într-un fel această realitate, spunând în felul următor. Oricine face un jurământ susținut de cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să ia în considerare seriozitatea unui act atât de solemn și să nu spună nimic altceva decât ceea ce știe că este adevărat. Întrucât Domnul este provocat prin jurăminte false. Da? Dumnezeu s-a angajat să pedepsească un jurământ fals sau în pripă sau jurăminte goale. Jurămintele goale sunt acele promisiuni care sunt făcute așa numai de formă. N-am avut nicio intenție, dar nu sunt reale. Și datorită unor astfel de jurăminte, un popor chiar poate să ajungă să sufere. Nu vom intra în detaliu. Mărturisirea face aluzie la faptul că Dumnezeu în Vechiul Testament a pedepsit popoare întregi pentru încălcarea jurămintelor. Da? Atunci când au fost, de exemplu, acorduri între împărați și nu s-au respectat, Dumnezeu a pedepsit întreg poporul. Da? Și Dumnezeu face asta și astăzi. Popoarele care promit anumite lucruri, țările care intră anumite angajamente și nu le respectă, Dumnezeu pedepsește. Da? Dumnezeu se implică inclusiv în treburile acestea. Paragraful 4 ne spune că un jurământ trebuie făcut folosind cuvinte simple și clare în sensul lor obișnuit, fără ambiguități sau rezerve mentale. La ce se referă, nu vreau să intru în detaliu, la faptul că atunci când facem jurăminte, ele trebuie ca să fie clare, adică să fie clar ce promitem, clar ce jurăm. Da? Nu cum sunt contractele acelea care ți le dau de la bancă, în care să ai o pagină sumarizat niște lucruri și după aceea 50 de pagini, un scris foarte, foarte mic, în care spune... Da, ăsta e contractul, dar clauza 1 sub clauza cu tare spune altfel. După aia, în cazul ăsta, e altfel. Sau să avem anumite rezerve noi în care spunem, frate, eu îți promit că am să fac asta. Și după aia spui în mintea ta, da, uite, am lăsat o portiță de scăpare, uite, aia așa, așa, de fapt. Nu. Cu deplină încredințare și cu totul pe față. Da? Ceea ce spui să fie exact cum o spui și să fie clar înțeles. De multe ori, oamenii fac promisiuni și le fac în așa fel încât să fie interpretabil. Și după aia când zici, dar ai promis! Păi nu, n-ai ascultat bine. De fapt am zis altceva. Da? E interpretabil. Nu, acela nu este un jurământ corect. Dar nu este o promisiune corectă. În paragraful 5 tratează o altă temă. Și anume tema de făgăduință sau de legăminte, dacă vrem să le numim așa, spunând în felul următor. O făgăduință sau un legământ nu trebuie făcut nici unei ființe, ci numai lui Dumnezeu. Deci automat începem să ne dăm seama că există o diferență. Până acum am vorbit despre jurăminte făcute între oameni la care Dumnezeu este martor. Și acum ni se vorbește despre o făgăduință sau un legământ ca și ceva care nu se face unei persoane, ci se face numai lui Dumnezeu. Da? Priviți în Deuteronom 23, de la 21 la 23,
lucrul acesta, aspectul acesta de jurământ. Dacă faci o juruință Domnului, Dumnezeului tău, să nu pregezi să o împlinești. Căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală și te vei face vinovat de un păcat. Dacă te ferești să faci o juruință, nu faci un păcat, dar să păzești și să împlinești ce ți va ieși de pe buze. Și anume juruințele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău și pe care le vei rosti cu gura ta. Distinția avută în vedere între un jurământ și o făgăduință în mărturisire sau un jurământ și un legământ, deși în Scriptură sunt folosite interschimbabil, este că una este între două persoane înaintea lui Dumnezeu și alta este între om și Dumnezeu. Este o promisiune făcută lui Dumnezeu. Posibil ca să implice oameni, în sensul că dacă eu am promis înaintea lui Dumnezeu, dau un exemplu, eu am promis înaintea lui Dumnezeu să vă slujesc pe dumneavoastră ca și biserică, vă implică pe dumneavoastră. Poate există chiar un jurământ între mine și biserică ca și instituție, ca și trup local. Dar promisiunea este făcută între mine și Dumnezeu. Da? Eu am promis lui Dumnezeu, eu m-am responsabilizat față de Dumnezeu. De multe ori jurămintele pot să fie în ambele direcții, față de Dumnezeu și față de oameni, sau să implice și pe oameni. Vedem că acest fel de legământ sau de jurământ trebuie luat doar față de Dumnezeu, da? Și trebuie luat cu foarte multă seriozitate. Vedem că ni se spune în Deuteronom că dacă te ferești să faci o juruință, nu faci un păcat. De foarte multe ori ne ia gura pe dinaintea Domnului, nu? Și promitem lucruri. Doamne, eu am să fac asta. Interesant că Dumnezeu spune, mai bine ai fi tăcut, nu te obliga nimeni, nici măcar Dumnezeu. Dar când faci o asemenea promisiune înaintea lui Dumnezeu, trebuie să o păzești, trebuie să o împlinești. Dar chiar dacă la un moment dat mai bine nu o făceam. Da? Ca tare, noi trebuie ca să fim foarte, foarte atenți. Foarte, foarte atenți. Gândiți-vă, poate cel mai bun caz este jurământul făcut de Anania și Safira înaintea Domnului. Ei au hotărât înaintea Domnului să dea cât din prețul vânzării? Tot. Da? Când ajung înaintea bisericii, unul după altul, merg să dea doar o parte, doar jumate. Da? Și apostolul Petru le spune, măi, era voastră, nu v-a cerut nimeni. Da? Nu e în legământul membrilor, nu trebuie să-ți vinzi averea să faci parte din biserica asta. Dar ați mințit pe Duhul Sfânt. De ce? Pentru că ați promis lui Dumnezeu ceva. Ați luat un jurământ înaintea lui Dumnezeu, care implica și pe oameni, pentru că banii trebuia să vină puși la picioarele apostolilor și biserica să-i împartă la ajutoare. Dar problema nu era că biserica a fost mințită. Problema era că Dumnezeu a fost mințit. Noi trebuie să fim atenți atunci când ne deschidem gura înaintea lui Dumnezeu. De multe ori facem tot felul de declarații și de promisiuni, da? Care Dumnezeu nu ni le-a cerut să le facem. Nu ni le-a cerut să le facem, da? Mai bine tăceam și nu le făceam. Dar dacă le-am făcut, să avem grijă să le împlinim, da? Mărturisirea spune că acestea trebuie îndeplinite cu toată grija și cu toată credincioșia. Uitați ce spune în Eclesiastul 5, de la versetul 2 la 5. Nu te grăbi să deschizi gura și să nu-ți rostească inima cuvinte pripite înaintea lui Dumnezeu. Căci Dumnezeu este în cer și tu pe pământ. De aceea să nu spui vorbe multe. De multe ori cam invers credem, știi? Dacă avem, de exemplu, o rugăciune înaintea Domnului și îți doar câteva propoziții, nu se poate. Adică ce fel de creștini suntem noi? 20 de ani în biserică și nu știm formula o rugăciune în aia de 3, 4, 5 minute? Nu te grăbi să vorbești înaintea lui Dumnezeu. Mai bine mai puține cuvinte alese, sincere, hotărâte, decât să bolborosești multe, multe cuvinte. Căci dacă visele se nasc din mulțimea grijilor sau gândurilor, prostia nebunului se cunoaște din mulțimea cuvintelor. Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești. Căci lui Dumnezeu nu-i plac cei fără minte. Sau să vă traduc eu, nu-i plac proștii. Da? Nu-i plac oamenii care nu raționează, nu gândesc. De aceea, împlinește juruința pe care ai făcut-o.
Mai bine să nu faci nicio juruință decât să o faci, să faci o juruință și să nu o împlinești. Deci mărturisirea tratează ambele aspecte a jurămintelor sau a unui legământ înaintea lui Dumnezeu. Jurământul care se face înaintea oamenilor sau între oameni, care îl vizează pe Dumnezeu în sensul că îl invocă ca și martor și îl invocă ca și judecător într-un fel, și apoi jurământul sau legământul care este între credincios și Dumnezeu, în care noi ridicăm glasul sau poate chiar numai cu inima noastră, cu gândul nostru și promitem sau ne angajăm înaintea lui Dumnezeu să facem ceva. Acestea sunt de maximă seriozitate. Sunt de maximă seriozitate. Trebuie întotdeauna să avem grijă pentru că ele sunt extrem de importante și pentru că Dumnezeu a promis că El va trata cu severitate. În final, trebuie să înțelegem că viața noastră normativă, da, într-adevăr, trebuie să fie da este da, nu este nu. Și așa cum zice Eclesiastul, mai bine să nu te grăbești să faci o juruință, să faci un jurământ. Dar că există momente în viața religioasă, în viața civică, în viața legală și așa mai departe, în care este necesar și este bine să depui un jurământ și atunci el trebuie depus în numele lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu, în deplină lumină, dreptate și neprihănire după cuvântul lui Dumnezeu. Amin. Amin.